Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Adrian Gudu și în clipul de astăzi o să vedem cum putem dezactiva sau elimina butonul întâlnire sau Google Meet integrat în uh, aplicația Gmail pentru Android. Uh, probabil mulți dintre voi ați primit deja update-ul și aveți acest buton de aici. Uh, întâlnire îl aveți în Gmail. Acest întâlnire este de fapt Google Meet care a fost integrat în, uh, în Gmail și vă permite să faceți sesiuni web sau să intrați într-o sesiune web. Cei care sunteți cu școala online, facultatea online, probabil deja l-ați folosit sau probabil ați folosit deja Zoom sau alte aplicații de acest gen. Puteți să creați o întâlnire nouă sau să participați deja la o întâlnire creată accesând butonul conectează cu un cod, introduceți codul pe care vi l-a dat profesorul sau cei care au inițiat întâlnirea și puteți participa la întâlniri video, dar dacă nu vreți să aveți acest buton aici, nu vreți să folosiți funcția, o dezactivați foarte simplu, vă duceți înapoi în tabul e-mail, în partea stângă jos, mergeți pe cele trei liniuțe din stânga sus, butonul meniu și aici mergeți pe setări, aici mergeți pe adresa voastră de e-mail, a doua opțiune și dacă dați scroll puțin jos o să aveți afișează fila întâlnire pentru apeluri video. Pur și simplu o debifați și după cum puteți observa nu mai avem butonul întâlnire în partea de jos. Cam asta ar fi cu clipul de astăzi, sper să vă placă, sper să vă fie de folos. Dacă vreți să reactivați înapoi butonul întâlnire, procedați la fel, faceți reversul a ceea ce v-am arătat, mergeți în setări și bifați din nou acea căsuță și o să aveți din nou butonul întâlnire jos sau miți, da? Cam asta a fost cu clipul de astăzi. Sper să vă placă, sper să vă fie de folos. Nu uitați să dați un like acestui clip video, să-i dați un share, să știți că mă ajută foarte mult și dacă vă place ceea ce fac și ceea ce postez, nu uitați să dați click pe butonul roșu abonează-te. Și dacă vreți să fiți notificați de fiecare dată când încarc un nou videoclip, nu uitați să atingeți și clopoțelul din dreapta butonului roșu abonează-te pentru a fi notificat de fiecare dată când voi posta un nou videoclip. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Adrian Guduș, voi ați fost pe canalul meu de YouTube. La revedere!